Nikita a mărturisit că fostul ei iubit o amenință. Totul ar fi pornit de la plata pensiei alimentare pentru fetița pe care o au împreună. Nikita a fost unul dintre cele mai expresive personaje mondene de pe scena showbizului românesc. De aproximativ 12 ani a părăsit România și s-a mutat în Spania în ultima vreme, însă s-a confruntat cu niște probleme. Cristian Doban, fostul concubin al Nikitei, și ar fi creat mai multe conturi false pe rețelele de socializare și ar fi trecut la acțiune. Bărbatul o amenință pe mama fetiței sale, după ce a fost obligat de instanță să plătească pensia alimentară pentru copil. Când a aflat că are de dat bani pentru copil, i-a trimis mai multe mesaje de amenințare, a afirmat că mă va omorî ca să nu plătească nimic. Mesajele au fost trimise de pe mai multe conturi, însă rezultă clar că el este, fiindcă se referă la pensia alimentară. Voi veni în România ca să depun plângere penală împotriva lui, a declarat Nikita. Nu uitați că vă puteți abona la canal, vedete Live România. We'll be right back.